Bun, salut tuturor și bine am găsit la un nou vlog cu voi, nimeni altul decât Ionuț, așa că aici avem aici puicănașii, ai ce frumos s-au făcut. Bun, nu asta e problema. Problema e că aceste două găinușe trebuie să le las libere astăzi, acum, în momentul ăsta. Așa că dacă tot le las, va trebui să le las și pe astea alte, așa că haideți. Haideți, prieteni. Să lăsăm și pe astea. Nu știu ce va ieși din clipul ăsta, dar hai afară, puiuți. Hai afară, la zăpadă. Da. Azi e o zi sinceră, adică o zi sinceră. O zi frumoasă de sfârșit de semestru. Și de ce să nu mă bucur mai mult decât de a sărbători? Cocoșul de Sebricht este relativ pe moarte, cred, dacă nu a murit deja. Nu a murit, încă mișcă, dar nu e ok, nu vreau să vi-l arăt. Bă, ești nebun la cap! Primul ou! Ou, pe vremea asta! Ce șmecher! Aici ne cu închinaul repede, vi-l arăt. Bun. Aici am băgat găinușa asta și aia. Pa, da, am tot pe jos, bun. Băi, nebun, am făcut un ou. Ok, să vă arăt repede puțin și pe astea. O să punem ou puțin aici. Uite, încă unul. Asta de găină mare, da? E ou, ești nebun. Fac ouă, nebunele. Aici e moțat. Și asta se curăță, cred. Da. E ok, bun. Și acum hai să plecăm. Să vă scot aceste găini afară. Să le vedeți și voi. Uitați, o să vedeți ce fain o să se vadă. Uitați, vedeți ce șmecherie. Deci uitați. Tot mă se iasă. Haide pe afară. Cocoșul și găina. Da, bun, le vedeți? Le vedeți. Bun, sunteți ok, bun. Acum hai să vedeți cum le alerg eu ca să zboare. Să vedeți ce șmecher zboară. Uitați, să vedeți. Uitați aici. Uitați aici. Magie, să le vedeți cum zboară. Că n-ai cum să le prinzi. E foarte greu să le prind, deci e super greu de prins. Da, o să zboare. Uitați-l. Hova! L-am prins pe zbor. Hai să vedem dacă putem să-l prindem de aici. Aici, ce avem? Avem scormonii de bibilici pe aici. Deci stau bibilicile, se pare. Ai pula mai sus. Nebună, bun. Deci sunt foarte frumoase. Le-ați văzut și în clipul trecut, probabil. Asta e primul clip care îl filmez și probabil o să-l și postez. Mai un clip pregătit, da. E ok, ăla nu se pune. Nu vreau să stați în părți diferite, că dacă stați... Încă. Băi, e greu să-l prinzi, nebun. De să-l și cocoșul jos. Pe ăsta e mai mult greu să-l prinzi, e mai nebun. Uite, vedeți, au sărit. Nu ai cum să le prinzi. Văzut? Dar e un video mai dinamic, ok? Acum, prieteni, le dau jos și o să le vedeți cum sar. Stați să vedeți cum o să sară. Stați să dau bota. Aoleu, mai că e încălcit aici. Bun. Mi-am luat și eu un card nou. Pot să filmez o oră cu el. Un SD card. Micro, de fapt. Bine, pentru cameră. Știți și voi, dar nu pot să-l... Nu pot să-l fac. A sărit, după cum vedeți. Ia să vi-l arăt. Deci, vedeți, poate peste gard. Nu știu ce filmez. Dar poate îl vedeți. Cum va merge după el. Și o să sară și găina, probabil. Sau hai să o facem și noi să sară. Ia să vedem. Asta e chestia, să nu... Te folosești în mare parte de a sări și găina, vedeți? Cânt acolo, hai să mergem pe ei. Chestia e să nu te folosești în mare parte de telefon. De asta e camera, știi, să o folosești doar pe ea. În mare parte să nu folosești telefonul. Nu e chiar repornim filmarea. Hai să mergem pe ele, să le vedeți. Acolo sunt peste gardă și bibilicile. Bun. Ia să vi le arăt. Vă place acum cu camera sau cu telefonul?
Cosco și încearcă să vină înapoi, dar nu poate, așa că uite, a sărit, l-ați văzut, nu știu ce s-a văzut, dar a sărit, vedeți aici, așa acoperișul vedeți, probabil, așa că să vedeți pe astea, hai, 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 asta e și ideea, să le filmez. O să vedeți cum sar, probabil. Bilișele vor veni mai departe. Ia să le vedem. Uitați-l, hai, ia. Bam. Și găina, hai. Hai, hai, și asta zboară. Deci le vedeți? Hai să le fugărim de aici. Nu, nu aici, nu aici, nu aici. Plecați dincolo, plecați dincolo, hai. Vreau, am vrut să le vedeți și aici, să le vedeți cum vin și da. Hai, Biluca, hai, bără! Cu voi n-ai cum. Observ. Acum mergem după găini și probabil revenim după. Aue, prietenarilor, o, bă, cum i-a vedeți pe aia doi, nebunii. Cred că o să pun camera sus și o să filmez. Chiar o să facem chestia asta, cred că acum. Aici avem ouăle care le-au făcut pe perioada iernii. Ok, și hai să îi filmăm. Revenim. Ok, am revenit cu camera. Nu prea ai ce vedea, adică acum filmez din mână, sau că am panicat. Să fim sinceri, aici Bibilica. Să o sperești bibilicile. Deci, cu astea nu-i prea de glumă, adică nu prea ai ce face cu ele. Nu știu cum o să le dau jos de aici. Da, o să încerc doar. Doar încerc, nu promit nimic. Uitați aici. Nu știu ce se vede. Hai, hai băi, plecați de aici, hai. Hai băi, fraierele, nu fiți proști. Ia, uite, a sărit cocoșul pe stăgard. A sărit și găina. Da, niște necizelați. Uitați aici. Da, cu sunt fricoși. Trebuie să-i prind că îi voi băga probabil că eu mă duc în casă. Am ieșit mai mult să filmez video. Și mai este o să le verific pe ele, că să fiu eu sigur că sunt în regulă toate. Așa că, voi prietenarilor, cred că cam asta a fost clipul de azi. Da. E ora 3:13, eu am 4% baterie de la telefon și cred că voi filma doar cu camera și mă voi opri la un moment dat, vă dați și voi seama. A, uite aici, bibricile se leargă. A, uite cocoșul ăla acolo. Bun, ales acolo. Haideți să le fugărim repede. Cocoșul ăla micuț încearcă să o calce, dar nu va reuși. Haideți să le fugărim repede și plecăm. Câina se pare că vrea înapoi. Nu înțeleg nici de ce. Aici restul n-au treabă, nicio treabă. Pasc, mănâncă. Uite aici, nebunul ăsta mic. Dă nebun. Aici rățoiul care a mai rămas, o să-l tăiem. Și aici mai sunt câteva afară, care sunt închise ca să fie ferite iarna. Poate să fac un clip cu adăpostul și cum e totul și cum vor fi peste iarnă. Dar când va veni iarna și timpul necesar pentru aceste lucruri. Pentru că nu are rost să fac acum un clip, că nu sunt nicio decis cum le pun și unde le pun. Și când va veni iarna o să fiu. Văd eu cu ce mai rămân, cu ce puicuțe, cu ce găini, cu ce cocoși. Acolo ăla a sărit din nou, găina aia albastră a sărit și ea. Nu știu ce vedeți voi. Adică, na, ar trebui practic să vedeți cât de cât. Dar nu prea cred că vedeți prea mult. Asta ar trebui să fie cât de cât mai așa. Bun, sper să se vadă. Nu am telefon la mine, adică îl am, dar nu mi-am conectat cu camera ca să văd ce filmez. Bun. Aici e porumb, deci era porumb. Da, acum nu mai este, vă dați și voi seama. Uite, aici mai este ceva. Da, vedeți și voi, nu are rost, adică vă mânca căprioarele dacă mai vin pe aici. Hai, hai că trebuie să o prind, deci astea sunt foarte greu de prins. Vă dați seama că le prind după ce închid clipul, că are și eu un clip de foarte lung. Hai, nu știu câte minute are, dar hai, uite, a sărit ăla. Hai că-s, hai mă, zburați. Bibilicele știu ele singure să zboară. Sar pe acolo, pe la acoperișul cu știmari. Hai,
Hai mă, urați! Urați, fata! Hai, cam încredere în voi, v-ați obișnuit? Sunteți învățate pentru așa ceva? Așa că hai zburați. Deci cocoșul e foarte greu de prins, vreau să vă zic. Are și bărbiță pentru cei care m-ați întrebat dacă are bărbiță. O să fac un clip poate mai special cu el decât ăsta, adică în ăsta i-am prezentat mai mult pe ei. Dar o să fac un clip probabil mai special cu el decât atât. Și hai să îi fugărim să zboare. Hai băi! Hai băi! Hai, nu vreau să zboare. Uite, uite. Cred că va zbura sau intenționează. Hai, hai băi! Hai băi, hai mă zburați, hai mă zburați, băi nu mai fi prost, du-te și zboară, hai, hai, zboară, ha, bravo, necizelatule, și găina, hai, hai găina, ha, și vedeți și găina albastră, deci astea de o vârstă, aia de mine de frâșa albastră, și da, o să încerc să le prind pe la spate, fără că ele să știe, deci, bună, ia să vedem pe ăsta, stați, stați cu minți. De fraier că nu-l ține. Găina stă cu stăia, dar nu stă mult. Da. Găini învățate libere, cu adevărat. Vedeți și voi? Turturica asta așa cu aia mai stă. Bun, hai să le prindem că a zburat fraierul. Hai mă prostule! Bă, deci așa fac tot timpul. Bine, băi, prietenarilor, asta a fost videoclipul. Nu uitați de like, share, subscribe dacă v-a plăcut. Și nu uitați să vă abonați și să apăsați pe acel clopoțel pentru a primi toate notificările. Cu aia să nu uitați de viitoare. Numai bine!